plus 2 la z este egal cu 55. Cât 2 la z egal cu 55, da? Da. 2z. 2 la z. 2 la z este egal cu 52. Așa. Nu există. Z nu aparține numerelor naturale. Nu aparține numerelor naturale. Y egal cu 1. Y este egal cu 2. Da. 3 la 2 plus 2 la 0 este egal cu 55. 2 la 0 este egal cu 55 minus 9. 2 la 0 este egal cu 54. 46. Nu vedea că din 55 cazuri de 9. 46. Din nou, z nu aparține numerelor naturale. Mai departe. Acum vom încerca cu 3. Y egal cu 3. Ce rezultă? Y egal cu 3, adică va da 3 la 3 plus 2 la z este egal cu 55. 2 la z este egal cu 30 și 55 minus 27. 28. Z egal cu 2 la Z egal cu 28. Egal cu 28. Adică Z nu aparține. Adică nu aparține. Noi înfrigem o neapărat ca să facă chestia asta. Acum ne vom duce la 2. Cazul 3. Cazul 3. Da, nu am găsit o găsită în bine? Nu găsiți nici la X egal cu 2. X egal cu 2, să vedem. Posibil, asumim la X egal cu 3. Deci pentru X egal cu 2, da, vedeți ce avem? Vom începe cu X. Y egal cu 2. X egal cu 2, da, și va fi. Va fi 4 la 2. 4 la 2 plus 3 la Y. 3 la Y. Plus 2 la Z. 2 la Z este egal cu 59. 59, da, aici. 3 la Y plus 2 la Z este egal cu 43. 59 minus 16. 43. 59 minus 16, 43, da? Da. Acum asta e față de bază. Asta e bază. Începe. Da. Și vom începe. Pentru X egal cu 1. Cu 0. 3 la 0. 3 la 0 plus 2 la 0 este egal cu 43. 2Z. 2 la 10 este egal cu 42. 42? Care? Z nu aparține numărul neapărat. În profesor, da? Următorul număr care ar aparține este 32. Eu am făcut și nu aparține. Hai să vedem. Niciunul nu e de 32. Deci Y egal cu 1. Y egal cu 1, așa că 3 plus 2 la Z este egal cu 43. Adică 2 la Z este egal cu 40. Adică? Adică Z nu aparține numărul natural. Y egal cu 2. Y egal cu 2. Ne va da 9. Adică 9 deodată. 9 plus 2, Z. 2 la Z. Egal cu 43. Așa. 2Z. 2 la Z. 2 la Z este egal cu 37, nu? Da. Nu, nu-i bine, 37. Nu, stai să calculăm. 34. Adică Z nu aparține. Natural. Y egal cu 3. Y egal cu 3 atunci. 27 plus 2Z 2 la Z este egal cu 43. 2 la Z
este egal cu 7 din 13, 6. 6 din 1. Ori cu 16. Adică e egal cu... Uite că merge. 3 la 4. Păi... 16 din 1. 3 la 4, cât dă? 3 la 3, cât dă? 3 la 3, 27. 3 la 3, 9. 3 la 3, 27. Asta e soluție. Y egal cu 3. 27. 27 plus 2 la 10 egal cu 43, 2 la 10 egal cu 16. Deci, iată că am zis y egal cu 3, z egal cu 4, cu x egal cu 0. Cu x egal cu 2. X egal cu 2, corect. Deci suntem în cadrul soluției acestea, 2... Și singura soluție. Poate singura, nu știu. Păi am terminat, am epuizat. Am epuizat. Da. X până la 2 s-a dus, da? Da. Perfect. Deci, acum, soluție, soluția finală. Două puncte. X egal cu 2, Y egal cu 3 și Z egal cu 4. Da? X egal cu 2, 3 și 4. A fost o problemă dificilă, care a făcut multe încercări. Acum, o observație care puteam să o facem de la bun început, că X-ul s-a dus maxim până la 2, dar în timp ce X-ul atinge, crește, Y-ul trebuie să, Y-ul și Z-ul, deci dacă X-ul atinge maximul, Y-ul și Z-ul pentru a completa, că doar 4 la cât am, la a doua am făcut 16, vă rog să observați, nu? Că la da. Treia depășea, sucede și nouă. Deci, când X-ul atinge pe 2, 16, Y-ul și Z-ul trebuie să îl depășească pe 2, că 3 la a doua. Deci, era o observație care putea face noi pe loc, ca să nu încercăm atâtea. Adică 4 la X era să fie mai mic egal decât 59. Așa, 4 la X mai mic egal decât 59, înseamnă că X mai mic egal decât 2. Dacă mergeam din vârf înapoi și spuneam că X-ul este 2, maxim, Y-ul trebuie să urce peste 2. Că dacă ai fost mai 2, ar fost 9. La fel Z-ul. Cu alte cuvinte, în clipa în care atinge pe X maxim, Y-ul trebuie să ducă 3 la cât? Din 59 scădeam pe 16. Și observam că Y-ul poate să atingă cea mai mare valoare, să spunem, 3. Și Z-ul 4. Această observație mă ducea spre soluția asta. Mai rapidă. Mai rapidă. Pentru că în altfel de condiții, când X-ul scade ca valoare, Y-ul trebuie să crească mult ca să atingă pe 59. Dar nu mai asigură paritatea, imparitatea de aici. Pentru că ați văzut analiza amănunțită făcută, ne-a condus doar spre singura soluție X2, Y3, Z4. 2, 3, 4. Pe când exponenții de aici sunt ordine de crescătoare. Bazele 4, 3, 2. Bazele 4, 3, 2, X-ul 2, 3, 4. Deci, bazele sunt la urmă, toate se vede. 2, 3, 4. Și aici soluțiile exponenții sunt 2, 3, 4. Tocmai invers așezați. Deci autorul s-a jucat. Hai să spunem aici, cu numele astea. O să fac 59, suma lor. Da, și... Ia găsiți-l. Ia găsiți-l voi pe asta. Așa. Sigur că în partea, să spunem, logica al purgerii ghișiță, s-a avut chestia asta. Analiza atentă. Că ce a avut el între timp să facă cu această ghișiță, care a părut destul de... așa... A vrut să vadă că în momentul în care nu știm să înlocuim, a vrut să vadă ce înseamnă 3 la 2, 3 la 3, știu ce, au rămas cu 2. A vrut să vadă când ajunge la 2 la Z, egal cu 31. Există puterea, există 31, 2 la putere să fac 31, nu există. Nu este soluție. Și de foarte multe ori se urmărește și construirea unui algoritm de acesta din aproape în aproape ca să epuizezi totul. Ai avut un număr limitat de încercări. Nu. Problema are finitudine, adică se poate rezolva în felul ăsta. Deci așa trebuie plecat un sistem. Sigur că da, deci o analiză riguros făcută. Că o observație de asta,
2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4 și sus și jos, nu era suficient dacă o ghicești. Da, profesor, dacă... Deci, dacă... Deci, dacă o vede. Tu o vede. Și voi, 2, 3, 4, e soluție. Până 4 la 2, plus 3 la 3, plus 2 la 4, ca să facem. Da. Da. Nu e suficient. Cum? Dacă nu există altă soluție. N-ai demonstrat că nu există altă. Nu există altă soluție, n-ai neadătat. Păi, dacă suntem la uitea și mai sunt 5 minute, cum puteți să rezolvăm asta scurt? Păi, da, autorul ăsta, lasă timp pentru așa ceva. Deci nu trebuie să, nu te lasă în 5 minute. 5 minute, dar vine mai timp să... Pentru acest exercițiu, în ideea că ai clară construcția în mintea ta, adică știi că de la cel mai mare... Știi cum să pleci? Sigur că da. Știi să pleci la X mai mare și că ai... El are timpul, adică alocă timp suficient ca să-l faci așa, cum e de fapt periculos, făcut așa. Nu în varianta care ghicezi la revedere. Din 4 la x mai mic egal decât 59, 3 la y mai mic egal decât 59 și 2 la z mai mic egal decât 59, rezultă că x poate fi 0, 1, 2, y 0, 1, 2, 3 și z 0, 1, 2, 3, 4, 5. Păi da, păi da, și asta a fost observația Ulisic, da? Și a depunut toate cazurile, însă noi chiar am mers mai mult. Că am reușit la y să lictăm 0, 1, 2 și 3. Da, 0, 1, 2 și 3 și mai la z zice până la 5. Nu mai lasă și până la 5, dar nu mai are caz, nu mai e cazul să mai epuizăm, pentru că m-am dus la ecuații elementare acolo, la Z. Deci noi nu trebuie să iau toate produsele cele, toate cazurile. Da. Deci mergem cu X egal cu 0, 1, 2. Da. Y 0, 1, 2 și 3. Da. Și atât rămâne doar o singură ecuație posibilă mai crescută pe care o rezolvăm. Da. Da. Facem și ceva, domnule. Da. Faine exercițiile, da. Sunt și frumoase, dar ei trebuie să punem bine baza, dumneavoastră. Deci, noi trebuie să ne formăm un stil de a gândi. Aici e problema foarte importantă. Nu zbâcnirile ușurate, ușoare, așa, peste exercițiu, ci e important să pătrundem intimitatea, să vedem cum curge. Da. Așa facem lucrurile. Da, da. O să mai facem și din astea secate. Da. O să mai facem și din astea secate. Mai și din astea ca și lucrurile în baza, nu? Sigur că da. Ca să lucrăm și mai sus. Deci lucrăm combinat, chestia. Și așa, și așa. Că vă zic pentru din ziua mea astăzi, am primit bomboane. Ziua mea. Sunt Mihai și Gabriel. Asta-i, măi! Bobobi și bomboneri. Tot de-a lăsat, așa, Gabriel. Și-a mea, mami. Și-a ta, și-a ta, și-a ta, da. Și eu te-am Mihai. Aveți cum am... Ce, dacă stăm? Păi dacă sunt cu Mihai și Gabriel. Și-a mea, mami. Și-a mea, mami. Că am urcit toate așa, se întâmplă. Da. Sarea acolo. Uite și cum se că să fii puternic în contrație, te poți bate așa ca să poți reușești. Doamne, domn profesor, să reușim cu totul. Aruncă-o. Hai, dar este Bobi și privind domn profesor, și tu ești Mihaela. Și tu ești Mihaela. Ei. Și pe tine, te cu drag. Și să ai puterea să fii mai așezată în gândire. Da, o disciplină. Da, așa, să ai profunzime. Da. Asta nu-i primul. Vă mai pierdeți cultură. Hai, din care? Facem sinteza. Chiar mărturisesc cu tot respect, așa, am uitat că astăzi mai deși când am venit, vorbeam de nepoțelul, care calmă tot Mihai. Da? Și când am ieșit pe ușă, atunci am sunat. Și ne-am sunat și fericitat. Aveți voiești pentru Mihai. Da? Pentru Mihai. Să rog. Hai, Alin. Felicitări și tot capturare. Mai încolo. La David, ce puteri. Da, puteri.
Vă prietez. Da. Puteți proprietăți operații. Da. Scoaterea faptă comună. Da. Ce-am mai făcut aici? Am mai făcut băzitor, ecuații și necuații. Ecuații. Și necuații. Ecuații cu două necunoscute. Deci putere, proprietăți, operații, scoaterea în factor comun, ecuații și necuații, ecuații cu două necunoscute. Foarte bun, ok. Da, de zi. La revedere, clasa 5-a. Like și share! Nu uitați de like și share! Noi ne-am îndulcit cu o ciocolată, că așa e de Sfinții Mihail și Gabriel.